Apropo de propunerile venite de la ICCV, ei propun între altele, explicând că s-au consultat inclusiv cu viceguvernatorul BNR, domnul Florin Georgescu, ei propun, atenție, prorogarea legii pensiilor, prorogarea legii, deci numărirea cu 40% în toamnă, cum s-a spus, s-a spus că este imposibilă, și majorarea pensiilor doar cu rata inflației. O comentăm? Da, cum vedeți asta? Acest lucru rămâne de discutat, pentru că este foarte delicat și sensibil. Mai multe categorii ale oamenilor activi au beneficiat de creșteri de salarii în această perioadă. Populiste, nepopuliste, eu nu le comentez. Ar fi cumva o lovitură dată persoanelor de vârsta a treia, bătrânilor, pensionaților, să nu beneficieze de o oarecare mărire de pensii care este de mult promisă. Pe de altă parte, sunt convins că dintre toate categoriile de populație, pensionarii vor înțelege cel mai bine sacrificiul și, dacă e vorba să-l facă ei, îl vor face pentru copiii lor și pentru nepoții lor. Însă, repet, măsura este delicată și trebuie gândită foarte bine.